ce primim în vacanță reprezintă de fapt niște resurse care ne ajută cumva să muncim un pic mai eficient în perioada care urmează, deși ele se termină repede dacă nu menținem un ritm cumva echilibrat de muncă și odihnă. Pentru că marea eroare pe care o facem este că ne luăm recompense mari uneori, adică vacanțe, de exemplu, două vacanțe mari, cum ar fi vara și iarna, și iar în timp, în timpul dintre cele două vacanțe riscăm să depunem un efort foarte mare și să uităm cumva că avem nevoie de perioade în care să ne reculegem, de perioade în care să ne relaxăm, de perioade în care să facem altceva decât să muncim. Bine v-a regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Cum reușim într-un mod activ să ne relaxăm? Și astăzi, iată, pornim discuția noastră alături de Sorina Petrică, psihoterapeut, pe marginea unei cărți pe care noi v-am recomanda-o ca lectură de vacanță, acolo unde mergeți la munte sau la mare. Este vorba despre Creierul, manual de utilizare, ghid simplificat pentru cea mai complexă mașinărie din lume, de Marco Magrini, o carte publicată în colecția Psihopractica a editurii Herald. Iată, cum spuneam, perioadă de vacanță, o carte care ne ajută cumva să înțelegem, așa cum de altfel foarte sugestiv spune titlul cărții, un ghid pentru a înțelege cea mai complicată, cea mai complexă mașinărie din lume. Ce facem să avem în același timp pentru creierul nostru să-i oferim și relaxare și odihnă, pentru că de asta mergem în vacanță, să ne relaxăm, dar în egală măsură să ne menținem cumva mintea vie, activă, trează. Și eu aș face o sugestie, o recomandare, cred că totuși prin intermediul lecturii, chiar și în vacanță, reușim să ne păstrăm acest echilibru. Eu în vacanță citesc de regulă beletristică, pentru că am nevoie să schimb un pic registru. În cursul anului citesc foarte multă literatură de specialitate, iar în vacanță am nevoie să mă simt în vacanță și să fac lucruri cu totul și cu totul diferite față de ce fac când sunt în timpul anului și când muncesc. Și un soi de deconectare de la literatura de specialitate. Da, este un fel de deconectare. Am nevoie să hrănesc alte părți din mine în vacanță. Mintea noastră și creierul nostru are nevoie de odihnă. E foarte important să alternăm perioadele de muncă și perioadele de odihnă. Iar când ne odihnim, e nevoie să ne odihnim și când muncim, avem nevoie să fim focusați și să fim într-o altă stare de spirit. E foarte important cumva să cum ne permitem, de fapt, în vacanță să facem alte lucruri decât facem atunci când suntem la lucru. Pentru că deseori suntem obișnuiți să fim în priză, să facem lucruri. Ne e foarte greu să stăm pur și simplu și cred că creierul nostru are nevoie de momente de liniște, momente de pace, momente în care să acceseze o altă stare decât cea potrivită lucrului, focusării, concentrării, atenției. De aia pentru mine e foarte important cumva cum îmi organizez vacanța și ce tipuri de activități îmi aleg. Apropo de organizarea vacanței, este aceasta o provocare, felul în care ne organizăm vacanța? Și mă gândesc aici, din punct de vedere al cărții lui Marco Magrini, un celebru jurnalist italian, Creierul, felul în care mergem pe ideea aceasta, vrem o vacanță, poate nu perfectă, dar ne dorim o vacanță cât mai reușită, să venim, cum spuneam mai devreme, încărcați, cu bateriile încărcate, da? Pentru că, iată, acasă ne așteaptă alte proiecte, ne așteaptă un an de muncă, chiar dacă pe aici pe acolo poate mai avem câteva ieșiri și poate că nu e singura vacanță cea de o săptămână sau 10 zile din timpul verii. Până la anul poate mai avem parte de alte câteva mini, să le spunem, vacanțe. Dar cum acționează creierul și ce facem noi în așa fel încât
cum spuneam puțin mai devreme, să-l păstrăm în această stare, nu neapărat de alertă, dar într-o stare de, aș numi-o eu, odihnă activă. Uneori avem nevoie de odihnă activă. De fapt, se și spune că persoanele care au un stil de lucru prin care sunt sedentari, cum, mă rog, este și meseria mea, că e o meserie care nu-mi permite să mă mișc foarte mult, au nevoie de momente de odihnă activă. Asta însemnând cumva că e important să, nu știu, facem drumeții, să ne plimbăm, să... Doar că sunt momente în care, pentru mine cel puțin, ca să pot să-mi țin o stare optimă de funcționare, am nevoie de o deconectare pe care să mi-o dea un anumit context. De exemplu, mie îmi place foarte mult să merg la plajă, să merg la mare, soarele și marea pe mine mă încarcă foarte mult. Evident că fac mișcare pentru că not, pentru că, mă rog, mai vizitez un oraș, mă mai mișc, dar am nevoie să pur și simplu să stau uneori și să citesc sau să am un timp nestructurat în care să nu am focus pe nimic, să nu îmi propun lucruri de făcut și să îmi mențin mintea într-o stare de planificare, de alertă cumva care o dă partea asta de planificare în care lucrurile trebuie să se întâmple într-un anumit fel. Și atunci momentele astea în care mă las liberă și în care îmi permit cumva să trăiesc ce vine și să iau fiecare moment așa cum vine, sunt extrem de reconfortante pentru mine și mă ajută un pic să fac trecerea de la un ritm de viață foarte structurat, în care totul e planificat, fiecare oră din zi este planificată, la un ritm un pic mai lejer în care, de fapt, mare parte din zi nu este planificată și trăiesc fiecare moment așa cum vine. Și cred că asta este un lucru important cumva, să avem moduri foarte diferite de a funcționa în vacanță față de modul uzual în care funcționăm în timpul anului sau, mă rog, în timp ce muncim, în timpul săptămânii sau în timp ce muncim. Uite, în cartea lui Marco Magrini, pe lângă, să spunem, sunt foarte multe capitole și subcapitole unde se vorbește, uite, chiar am găsit câteva caracteristici principale, predicția, memoria, plasticitatea, neuroplasticitatea, inteligența, cele operaționale, simțuri, miros, gust, văz și așa mai departe. Am găsit un lucru care mi-a atras atenția, panoul de control. Sună foarte interesant și tehnic. Și aici apar câteva subcapitole interesante. Motivația, atenția, învățarea, imaginația, controlul cognitiv, apoi diverse probleme frecvente precum erori de calcul, sinestezia, prejudecăți cognitive, falsele amintiri, obișnuințe și dependențe, stresul, iată apare și stresul, pentru că și în vacanță e posibil să avem parte de stres, mai ales în organizarea ei. Ce rol au acestea asupra creierului? Toate aspectele despre care ai vorbit, de fapt, sunt influențate de modul în care funcționează creierul nostru. Dacă e să ne gândim un pic la câteva, că ele vin așa dintr-un, că e un spectru foarte larg de aspecte pe care le-ai pus pe masă. Propriu zis, și dacă e să ne raportăm un pic la modul în care am deschis discuția noastră, motivația cumva de a face lucruri în vacanță este foarte diferită față de motivația sau de ce ne motivează cumva atunci când suntem la, mă rog, când muncim. Pentru că, într-un fel, atunci când mergem în vacanță, curiozitatea noastră este foarte activată și, într-un fel, curiozitatea este un ingredient important al capacității de concentrare a atenției, dar este un alt tip de concentrare a atenției, care nu vine din... sau aici nu depunem un efort mental susținut pentru a menține atenția, așa cum o facem, de exemplu, când lucrăm, ci pur și simplu noul,
lucrurile care ne produc plăcere și care descarcă în corp dopamină, în mod automat ne activează atenția și ne ajută să ne focusăm pe ceea ce facem, dar e un alt tip de focus. Da? Adică e o atenție mai degrabă involuntară decât voluntară. Aici accesăm mai degrabă atenția involuntară decât atenția voluntară. Evident că ceea ce primim prin toți neurotransmițătorii care se descarcă în creierul nostru atunci când facem o activitate plăcută, de exemplu, este foarte benefic pentru organismul nostru și ce primim în vacanță reprezintă de fapt niște resurse care ne ajută cumva să muncim un pic mai eficient în perioada care urmează, deși ele se termină repede dacă nu menținem un ritm cumva echilibrat de muncă și odihnă. Pentru că marea eroare pe care o facem este că ne luăm recompense mari uneori, adică vacanțe, de exemplu, două vacanțe mari, cum ar fi vara și iarna, și iar în timp, în timpul dintre cele două vacanțe, riscăm să depunem un efort foarte mare și să uităm cumva că avem nevoie de perioade în care să ne reculegem, de perioade în care să ne relaxăm, de perioade în care să facem altceva decât să muncim. Asta înseamnă cumva că această eroare cumva de a considera că dacă ai recompense mari, îți pot ajunge ceea ce trăiești, atunci poate să te încarce suficient de mult cât să poți să duci mai departe efortul, face cumva să ne fie foarte greu ulterior să putem funcționa, pentru că creierul nostru are nevoie de recompense mici la un anumit interval de timp. De aia cumva weekendul e important să fie pentru odihnă și nu pentru muncă sau pentru o muncă suplimentară. De aia e important cumva ca nopțile să dormim și nu să muncim și așa mai departe. Da? Deci, până la urmă, ca noi să putem funcționa, avem nevoie de echilibru. Echilibru vine din alternarea sau din a îi da corpului tău acele tipuri de activități care îl ajută să funcționeze eficient. Așa cum ne îngrijim, nu știu, de ce mâncăm, așa avem nevoie să ne îngrijim și de ce tipuri de activități facem, pentru că activitatea e ca un fel de hrană pentru sufletul nostru. Da? Sunt oameni care au nevoie să aducă mai multă mișcare în viața lor, pentru că, de fapt, de regulă, nu știu, lucrează și au o meserie care îi ține foarte mult pe scaun. Sunt oameni care au nevoie să iasă mai mult din cotidian, pentru că, de fapt, toată activitatea se desfășoară într-un spațiu, într-un birou. Da? Avem nevoie de conectarea asta mai mare la natură, pentru că, de fapt, e o parte din noi care se încarcă foarte mult dacă stă în mediul natural, da? Dacă stăm afară, dacă stăm cu picioarele în iarbă, dacă, de exemplu, mie mi se întâmplă de foarte multe ori când sunt foarte obosită, efectiv să mă descalc și să stau cu picioarele pe pământ. Am auzit tot felul de teorii, n-am știut că într-un fel există, mai ales la femei, o conectare puternică cu pământul, da, într-o manieră în așa spirituală. Mai ales în zona șamanismului, exact, și așa spiritualități. Da. Da. Dar intuitiv am simțit să fac asta și mi-a făcut foarte, foarte bine. E important să ne ascultăm tot timpul corpul, pentru că există o legătură foarte mare între noi, suntem un sistem, între creierul nostru, între corpul nostru, adică toată activitatea mentală se reflectă în modul în care funcționează toate celelalte componente din sistem, inclusiv corpul nostru. Un creier obosit se simte în corp într-un anumit fel. Un creier odihnit se simte într-un corp într-un alt fel. Și atunci, dacă suntem atenți la noi, putem de fiecare dată să știm de ce avem nevoie, ce îmi lipsește și ce am nevoie să aduc în viața mea astfel încât să restabilesc echilibru. Pentru că, până la urmă, către asta tindem, către echilibru. Iar dezechilibrele le trăim sub diferite forme. Apropo de, în timp ce te ascultam, mă gândeam la cât de important este și pentru organism și pentru creier, mai ales că tot vorbim despre creier, reconectarea aceasta cu natura.
nu știu, să simți mirosul ierbii proaspăt cosite. M-am gândit la un aspect, știi? Sau, cum ai spus tu, să faci câțiva pași cu picioarele goale pe pământ. Sau să auzi freamătul frunzelor și adierea vântului. Deci atât cât de important este conectarea cu natura, mai ales pentru creier. Și așa cum mi se întâmplă, de regulă fac asociere cu alte cărți. Mă gândeam la o carte din colecția Terapia, Cum să dormi, cum să ai un somn sau cum să dormi inteligent, a lui Stevenson. Iată cât de important este și somnul, ce fel de somn avem pentru buna funcționare a creierului pe perioada unei zile, să spunem, unei zile active. Cât de important este să avem și un somn profund, un somn odihnitor și să avem minim 7-8 ore de somn. Am găsit un pasaj interesant ca ultimă întrebare pe care aș vrea să-l discutăm. Proprietățile cerebrale pot fi învățate și îmbunătățite la orice vârstă, nu doar în copilărie. Inteligența crește atunci când credem că putem fi inteligenți. Putem învăța să învățăm. Asta mi-a plăcut foarte mult. Putem învăța să învățăm, ne putem controla impulsurile și ne putem modifica obișnuințele nedorite. Totul e să știm cum să utilizăm mașina numită creier. Da, mulți ani s-a considerat că s-a mers pe o teorie care acum este depășită, conform căreia sau care stipula faptul că creierul este un organ care se dezvoltă într-o anumită perioadă de timp, după care dezvoltarea stagnează. Și acea perioadă era o perioadă care era asociată copilăriei sau vârstelor foarte mici. Ulterior, studiile au arătat că, de fapt, celulele creierului sunt singurele cu care ne naștem și cu care murim. Adică, într-un fel, ele nu se regenerează, dar creierul se reorganizează permanent. Asta înseamnă că are capacitatea asta de a crea conexiuni noi, la indiferent de vârstă. Și există două perioade mari în dezvoltarea unui om. Prima este în copilăria foarte mică și este în zona asta a arilor senzoriale, pentru că copilul cunoaște lumea prin simțuri, prin auz, prin văz, prin atingere. Și a doua perioadă mare este în adolescență, când se dezvoltă partea prefrontală cu care gândim, analizăm, planificăm, rezolvăm probleme. Deci este partea de creier care este specific oamenilor și este cea mai nouă parte a creierului nostru. Da? Este partea de creier rațional. Aceste două perioade mari sunt două perioade care se caracterizează prin ceea ce se numește sinaptogeneza. Asta înseamnă că creierul, în mod natural, creează foarte multe conexiuni între neuroni. Iar ulterior apare o perioadă sau o etapă de pruning, în care se elimină acele conexiuni care n-au fost folosite. Deci cele două procese mari de reorganizare a creierului se asociază unor două etape foarte importante în dezvoltare, cum spuneam, copilăria foarte mică, și aici este vorba despre perioada asta de 2-3 ani, și pubertatea. Da? Ulterior, pe parcursul vieții, modificări de configurații se pot realiza la orice vârstă. Depinde foarte tare ce tipuri de activități facem. Da? Deci, hrana pentru creier este activitatea pe care o dăm. Da? Deci, în realitate, chiar dacă se întâmplă ca anumite zone, nu știu, odată cu îmbătrânirea, anumiți neuroni să moară, da? Sunt alte părți din creierul nostru care pot prelua funcțiile acelei părți care au ieșit din uz, care nu mai poate fi folosită. Deci, aveam această capacitate incredibilă de a ne reorganiza, de a ne reorganiza și de a crea noi rețele astfel încât să putem să facem ceea ce avem de făcut.
Și într-un fel, teoria asta este o teorie care, în special în educație, are un impact foarte mare, pentru că mult timp s-a crezut că acei copii care au rămas în urmă, de exemplu, la învățătură, sau care au, datorită unor condiții într-un mediu sociocultural care nu e foarte, n-a fost foarte propice, au întârziere în dezvoltare, întârzierea lor este irecuperabilă, adică că nu mai pot recupera. În realitate, lucrurile arată cu totul și cu totul altfel. Pentru că dacă îi ajutăm pe acești copii să învețe, le dăm posibilitatea să acceseze informația într-un fel specific lor, ei pot recupera. Adică există speranță, există șanse. Da? E important cumva de acest aspect este foarte important, pentru că într-un fel ne ajută să înțelegem că o stimulare propice poate să conducă la un rezultat mult mai bun și că nu este totul pierdut. Pentru că mult timp s-a crezut că inteligența este ceva static. Te-ai născut cu ea, o ai sau nu ai, ceea ce nu este adevărat. Ca un fel de dat. Da. Asta ai primit, pentru că în realitate potențialul avem cu toții și există mai multe tipuri de inteligență, că este inteligență emoțională, inteligență artistică, inteligență lingvistică. Există, nu există doar un tip de inteligență. E important cumva de văzut care este potențialul nostru și ce anume avem nevoie de stimulat, să stimulăm astfel încât să ajungem acolo unde ne dorim să ajungem. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Sorina Petrică, psihoterapeut. Am vorbit pe marginea cărții Creierul, manual de utilizare, ghid simplificat pentru cea mai complexă mașinărie din lume, de Marco Magrini, o carte publicată în colecția Psihopractica. Revin cu îndemnul, mesajul de a ne urmări în continuare și următoarele episoade din această frumoasă campanie dedicată vacanței, cum să avem o vacanță în armonie cu noi înșine, cu partenerul de cuplu, cu copiii noștri. Ne puteți urmări în continuare pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald. Mulțumim încă o dată, Sorina Petrică. Noi vă așteptăm la următoarele episoade. Să aveți o vacanță frumoasă, o zi însorită și lectură plăcută. La revedere! La revedere!